Amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai șmechere jocuri, intră chiar acum pe Neba. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Footshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. De ce? M-a căpiat! Deci m-a căpiat! Reușești, amice? Da, amici. Ba, pula morțului. Vă salut, amici mei, bine m-am regăsit la un nou episod de pe Wish. Astăzi avem un episod dublu special pentru că, unul la mână, ne-au venit cadourile amicilor pe care le-am comandat data trecută și o să vi le arăt chiar acum, o să le desfacem pe video. Și doi, o să-mi cumpăr și cască de motociclist astăzi, așa că nu uitați să apăsați și voi pe buton de like. Și haideți să vă dau webul cel mare ca să vedeți, amicul nou o să vadă săracul de el. Avem aici una, două. Păi și mie ce mi-ai luat, amice, că nu mai știu. Și trei, păi nu mai știu ce am luat, aia, că nu mai știu ce am luat pentru nimeni. Deci avem trei obiecte, dar nu mai știu ce am comandat eu data trecută. Stai așa, ia ce mi-a venit. Cred că dacă ne uităm, stai, pe istoric, ia stai puțin că vreau să mă uit, cum dau pe istoric? A, aici, shopping, order history, ia să vedem. A, un tatuaj. Da, ăla era pentru legumă, parcă. O pălărie de aia cu elice în cap și asta e pentru tine. Mi-ai luat spatula, amice, spatula, da. Da, amice, sigur că nu mai vezi. Hai să vedem ce avem aici. Amice, lasă-mi spatula, bă. Aici cred că avem tatuajele lui legumă. Ia să vedem. Mamă. Opa. Amice, eu nu văd nimic. Păi nu vezi, da, bă, aici sunt tatuajele, dar sunt lipite cu scoci. Cred că așa le lipește și el pe mână. Da, trebuie să... Ia, stați puțin că vi le arăt. Sper să pot să dezlipesc asta, dar nu știu dacă pot, sigur. A, ba, da, pot. Stați numai puțin, amicii mei, că vreau să le și vedeți în caz că... Amicuții. În caz că vreți și voi să vă luați, să vedeți cum arată în viața reală, știi? Haide, bă! Gata. A, ăsta e alu legumă, da, bă, ăsta e. Să-i dau să-și-l facă păta pe mână, ia uite. Bă, vezi că e șmecher rău. Da? Da. O să mă întâlnesc acum cu el să îl dau. Bun. Amice, mamă, nu cred. Am șapca aici. Ia punem-o, amice. Ce șmecheră e! Ulu! Păi așa-ți vine? Stai că mă uit. Amice. Da, bă! Da, bă! Gadget. Cum îl chemam pe la Captain Gadget? Da, pe bune! Și fii atent. Și aici avem spatula lui Amicu. Lui Stes parcă îi luasem și lui ceva, dar nu m-a luat mică. Sau asta era șapca lui. Bă, amice, îmi pare rău, frate, dar pe asta ți-o opresc eu. Amice, ești nesimțit, bă, de ce eu iau mereu lucruri șmechere și mi le oprești tu, că n-am înțeles? Că am și eu nevoie acasă de ele. Iubire! Bă, amice. Ia uite ce-ți luai! Bă, ești nesimțit! Taci, bă. Ia uite, iubire! Amice, a mea! Ce? Ba da, iubire, cum să nu iau păta pentru... Nu i-a luat, iubire, lui Sebi, dar morți, mă, zic, să-mi dea bani. Ia și fugi și taie și tu asta. Bă, ce... Parcă sunt copil handicapat cu asta în cap, amice. Gata, băieții! Au venit ăștia. Eu filmez cu tine degeaba. Așa, amice, ia să vedem dacă mi-au și o cască de moto. Ia să vedem. Moto helmet, ce e greu. Helmet. N-aveai ochelari de engleză. Ia uite, amice, ia! Fii atent, amice. Amice, te pe aia cu ochelari, așa, ui? Stai așa, amice, stai. Bă, vezi că ești mecheră rău. Bine, nu e ea cine știe ce, dar... Dar e bună de întors friptura cu ea. Amice, spatula. Se trece în patrimoniul familiei Bercea, sigur? Hai, amice, las. Amice, că ți-o dau. O, amice, că o folosești eu până mai vii tu la Craiova. O, du-te de... Amice, da, ala de ouă? Îl am, amice, cum? Așa, amice. Ia uite, amice. Dar n-ai nevoie de te încarici, că ți-ai luat și tu. Da, nu, păi sunt două la fel, ce ne-a făcut? Amice, ia uite și tu vizieră cât e. Ia să vedem. O, 5 lei. 5 lei. Ce dracu, o folie de cască. Vreau și o cască, 200 de lei urâte. E din aia, amice, să... Cum îi zice? De apă sau de nebunii, știi, să alungi. Păi da, bă, dar sunt urâte, uite, astea nu-mi plac, astea pe jumate de cap. E de polițiști, ești nebună. Bine, știi că de fapt ăștia sunt cele mai bine izolate fonic. Da. Deci, față de... nu știu dacă cel mai bine izolat ca și siguranță. A, ca și siguranță, îți dai seama că nu. Dar de asta e făcută. Care asta? 320 de lei. Ia să vedem. Așa. Ia uite, eu portel. 340 de lei, bă. Băi, lasă-mă, dar ce, mă? Da, bă, dar... E sărăcie, amice, asta e chinezire de ea ordinară. Îți dai seama, amice, la ce te așteptai? Ia uite, amice, din alea să spui pe cască. Ca în Redline. Aha. Da, că vreau una mișto de tot, băi. Păi tu crezi că există? Ia uite, are și din ăla stop la spate. Bă, fițara asta, drecu, că zici că e de aia din plastic. Asta zici că e de, cum îi zice, de bicicliști? De fapt, cred că chiar era de bicicliști aia, alea, așa. Mă, da, cască... de bicicliști? Ceva mai premium nu găsești eu pe aici? Da, amice, sort from cel mai scump, tu cel mai... Se poate? Păi da. Nu, hai să dăm doar pe 5 stele. Cele mai tari. Da, uite, de la Red Bull. Dar ai de moto, amice, motocross din ăla, știi? Ia, stai, mă, amice! De la Red Bull. Știi ce aș vrea, amice? Apărători, domne. Cum se zice la apărători? Ia stai așa. Motocycle accessories. Ia să vedem. Mânuși din piele, amice. Să-mi faci, amice, ceva cu ele. Uite, un suport de telefon. Dar să mai cumpăr eu oricum. Ia să vedem ce avem. Amice! Ia-te, mă, ce ca moto accessories. Na, îți dă rozeta, na. Dar e și mică. Da, corect. Ai nevoie de ea oricând. Amice, da, îți dai seama. Te dai jos. I-ai dat... Ce e ăsta să... Asta e viața, amice! Ce, amice? Amice, vezi cara asta de aici? Aha, să nu te doară, gen. Te omoară! Am condus ieri în Adidas. M-a spart! Da, te doare rău scara asta. Dar ce e scara aia? Pentru ce? Schimbatul, este schimbătorul, cum ar veni asta. Și e nașpa când trebuie să dai, tragi de el în sus. Dar nu știu cât de bună e. Bă, amice, zi-mi și mie cum scriu apărătoare. Păi eu de unde să știu, amice, nu știi și tu cum le zice. Genunchiere, zi și mie, păi genunchiere, cum se zice. Se zice genunchers. E sigur? Ești prost. Amice, te bat. Ești sigur? Amice? Stai, amice, să caut pe ele, că nu știu la apărătoare chiar. Genunchiere caută. Genunchieră în engleză. Zi așa, peds, mă, p-a-d-s. Nu găsi, dar mi-a dus să-i aminte. Peds? Motopeds. Moto. Ce vrea cu, amice? Păi ăsta e de găoază, nu e de peds. Amice, uite, na, în stânga, la genunchi. Da, nu-mi place. Păi nu-ți place, dar așa le zice. Vreau unele de unică folosință. Ăsta, nipeds, știi, genunchiere. Uaaaa! Da, da, nu, că cred că se strică. 134, păi mai bine îmi iau de aici. Genunchiere, genunchiere, genunchiere. Ia uite, full body. E full body, te cași pe... Da, uite. E o mizerie aia. Nu găsesc, bă, nimic, aici nebun la cap. Mânuși din piele, amice, să-mi faci la bacuiele. Nu știu, hai să mai uităm și ce mai găsim pe aici, că trebuie să mă mai... Opa! Ia uite ce cască mișto. Dar pe asta nu ne arată, ești prost? Full black, așa. Vezi că nu era asta full black. Uite din nou pezuri. Aha. Nu pezuri, din ăștia. Ia uite festul meu, băi! Amice? Da. Hai să mai facem câteva suși cumpărături de aici. Știi că îmi place să arăt cu banii. Hai să ne uităm. Ia uite, amice, pentru dacă ai nevoie de coajă, de lămâie sau de nebunii, în stânga sus. Aha. Da, nu e... Dar mie nu știu cum s-ar nu mai de-astea de bucătărie și nici măcar nu gătesc momentan. Bine, cum, amice, mai nu gătești momentan? Ia uite, amice, pe aia de... Da, o să folosesc și eu. Bă, ăsta e prost, amice, că am încercat să apăs mai tare pe el. A început să pure să facă ca toți dracii. Mamă, cât de bună e asta, ia uite-te. Stai. Ce șmecher. Știi, să o pui aici, să nu mai treabă. Da. Bună ideea. Interesant, da. Că e și cu cauciuc, cred că, sau silicon ceva, să nu se încingă, știi? Încă o cască. Ia uite de la de separator de gălbenușuri, amice. Aha. Da, dar asta e bun pentru ăștia care fac prăjituri. Eu nu fac prăjituri. Da, amice, dacă faci omletă din aia doar cu gălbenuri, cu albușuri. Ia uite, Ardelea, am luat sport. De asta am luat. Bă, dar mai dați ce produse noi, frate. Bă, chiar că mereu aceleași. Iar asta e o mizerie, că nu poți să le tai până jos. Și n-ai făcut nimic. Da, să știi că nu știu e... Păi, da, bineînțeles. Ce, despre ce? Adică dacă vrei să faci tu figuri... Ia uite, amice, să faci pagogoși și trufandale din piele. Să-mi faci la bacule. Ce, mă? Ia uite, amice, din asta s-a tăiat luatul, dar nu mi se pare. De tai ou cu formă, de chiftele, pentru femei să-și pună păsărica în ea. Sigur? Mamă, deci mi se pare cea mai scârboasă. Asta e cea mai de căca lucru, adică, ok. Asta iar la fel. Păi da, frate, și vreau să fac dreapta și îmi sare telefonul așa. Nu, dar îl rotez de lea, mama, dreapta. Bine, că, mă, normal, tu mergi mai drept. Amice, ia uite unghieră să stai degetele. Păi să știi că stai degetele cu aia. De asta e cea mai mare mizerie, n-aș pune pe mașină. Jos, amice, ce căcatul ăla? Ăsta? Nu, mai jos. E jucărie anal, amice. Ești prost. Să scoți rădăcina, să ăsta, cum îi zice, mă? Ăla, da, înțelegi de ea. Adică să dau și legumă tatuajul să nu... Ia uite, amice, X100, mamă, văd toți microbii după-i mână. Degetiera aia mi se pare un căcat. Ete, mai bună e asta, amice, de tăiat decât aia. Că asta măcar poți să ți le tai până jos. Vezi? Care, amice? Asta? Da. Bă, nu mai produse de tot căcatul, doamne. Ia, trebuie să-ți țină telefonul. Ciorap cu bacon. Avion depus pe bord. Sport, iarăși, păta pentru femei. Auzi, amice, știi ce mi-aș dori? Să miroși una din asta păta folosită. Aoleu, du-te în căcat, ești de nenorocit. Nu în căcat, amice, în pișat, că de asta vorbim. Mai știi? Ce treacă ăsta e fulculiță? Nu știu, aia voiam și eu să întreb. Cu forme. Și pentru ce ți-ai pune asta? Să-mi arăți că e ușa deschisă, că eu sunt prost al reacolo, nu o văd. Bine, într-un fel, da. Ar trebui să aibă mașina, amice. Asistență la asemănăzare în oglindă. Cine reacolo să vadă? Că faci pasagerii? Păi, amice, și care e chestia? Că tu realizezi că nu o să mai vezi în dreapta în unghiul mort, nu? Îți dai cu seama. Păi tu oricum nu vezi în unghiul mort, că de-aia e unghiul mort. Păi da, dar gen... Mă refer în bucata aia de coș de gunoi pentru mașină. Înțelegi ești tu, amice. Explică și mie ce e asta. Că tu nu înțeleg. Să nu poată să intre băna peste tine în casă. Da, băi. Bă, câte căcaturi ai inventat. Ia uite, amice, separator de ciorbe. Asta să scoți... Nu știu ce ar trebui să fie. Creveții, să-i decortichezi, cum se zice. Demortichezi, Uite și tu, accesorii pe ăștia de tiriști. Bă, să știi că unii poate vor, amice, dar eu nu pun mă așa ceva în... Uite, amice, din ăla de ananas. Da, bă, de-aia că nu mai văzut nimic. Și așa, eu nu mănânc ananas. Păi, nici eu nu prea mă omor. Bă, nu pot să cumpăr nimica, dar mă atrage nimic! Ia uite, amice, din nou. Amice, iar pălărioara. Păi de furat. Motorină. Pălărioara aia ar fi interesantă. Amice, gata. Mie știu ce mi-i. Dă-i mai jos, dă-i mai jos. Uite din aia de... Ba nu, bă, că nu mai țin covoare, deci nu mă arătau nimic. Nu știu, bă, îmi bag picioarele, bă. Uite de apă, nimica. Ia uite, amice, dacă vrei să facem chipsuri, sigur. Ce chipsuri ești de bun? Faci paste din cartofi. Ce dracu e ăsta, omul, că să-și dă. Păi arată cum arată produsul finit. Păi ce că și de chipsuri, era multifuncțional amice. Păi mă enervai deja, nu? Ia-ți, amice, lopețică de cărbuni. Ăla mi se pare o prostie cu cartofii. Aia e un căcat. Men și oameni. Da, un căcat. Da, nu-mi place. Zarurile să jucăm barbuc. Zaruri de aur. Nu știu, bă, tot cască, ia. Hell. Dar nu se rău înapoi la cască. Cycle. Helmet. Dăm, bă, una ca lumea, dăm, bă, ce crema cremelor de aici. Ia să vedem. Amice, hai să alegem una, amice. Amice, eu aș alege, dar... Nu știu pe care. Auzi, amice, uau! 1000 de lei. Ce, mă? Asta chiar o fi bună. Helmet, Twinner Sun, Visor Flip, așa, helmet... Păi da, dar nu e din carbon, la banii ăștia, nu știu. Da, e și e sec, okay. Cum așa stai aici, nu știu. Ram, pam, pam, am mai disp... Uite, mă, asta e. Arată interesant asta. Wow, vă spui și Dragonul pe ea. Black and White. Vezi că arată bine asta. Dar nu arată și el și din spate, din față. Ia uite, vezi? Are aici, ai, uite, aer aici, aer aici, are aici. Aha, interesant. Uite, mă. Dacă e fără vizieră. Cu viziera asta, standard. Aha. Da. Da, ești mecher. Dar oare vizierele se potrivesc la toate căștile? Așa ar trebui, da. Mare parte, da. Ia uite toți 5 stele, 5 stele, căci că e bună. Shade Visor doesn't ce? Doesn't down... Shade Visor doesn't come down square. Vizorul ăsta, că cred că nu, bă, nu se glisează bine. Cred. Da, ceva de glisat oricum. Atucart. Mărimea el. 100 de lei, amice. Amice, pentru siguranță plătești, amice. Da, amice, dar mai bine plătesc în România. În natură? Păi da, amice, dar poate în România mi-e scumpă. Uite, ăsta e foarte bun. Suportul ăsta de telefon. O să am nevoie de... Dacă nu-ți merge, amice... N-are cum să nu mergem și ce... A, da, că la mașini nu s-a întâmplat niciodată să-ți cadă telefonul din călătoare. Uite, de asta de GoPro e bună și asta. Ce de mai trebuie, amice, pentru motocicletă? Ia uite, amice! Te joci? Dar tu-ți dai seama că mergi și se mișcă alea. Rider on a storm. Șmecheria aia. Rusetă, vorba ta, cine? De ce era? Ia uite, bă, pentru GoPro, să ți-l pui la gât. Aha. Păi da, dar nu se lipea mai bine. Cască e, amice, nu la gât. Păi da, dar mai bine lipesc. Păi da, dar și după cum îl dezlipești? Păi nu l-ai dezlipești. Tu-ți dai seama. Eu oare sunt curios cum fac cu microfonul. Ia. GoPro. Păi cred că trebuie ceva la valiera, amice, mă gândesc, nu știu. Hero 10. Microfoane. Da, ia uite. Pentru GoPro, ăsta e. Type, ce frumos. Gen cu la valieră, știi? Și cred că ți-o bagi în cască și te auzi țiplă. Clar, o bagi în cască. Ți-o bag ție în cască. Afară nu ți se audă nimic, amice. Da, nu știu, sunt o groază de variante, uite. Nu știu, să-mi zice și mie ce trebuie ca să faci motovloguri. Na, ce ți-ar trebui, zic. E clar, și baterii și ăștia. Bă, da, mă, cam doare capul, bă, de la șapca asta. Ia uite, ia stai așa. Nu sunteți, amice. Păi și așa, păi da, pentru el e, că el este foarte retardat. Este așa, să-i dau... Așa. Bun. Na, bă, o să ne uităm la casca asta, băieții. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să așteptați viitorul episod. Ne vedem data viitoare. Și să ne ziceți ce vreți să mai cumpărăm DP aici, iar noi v-am pupat, am luat cadourile, ne-au venit, acum dăm comandă de altele, pa, pa!